intrarea asta în oraș pe întuneric îmi aduce aminte de, mai ales că primarul a plătit 650.000 de euro ca să închirieze lumini de sărbători, cu drapele care ard în vânt la modul la care nu se văd pe pământ, îmi aduce aminte de întunericul ăsta de Nicolae Ceaușescu. De ce eram în armată și inventase cineva din propagandă? Pentru că totdeauna lângă putere există niște secături servile care știu să-și vândă neamul și să-și îl batjocorească, iar la asta noi cred că avem o tradiție mai mult decât balcanică. E bine, la Nicolae Ceaușescu, atunci când începea telejurnalul, România stătea 2 ore sub pauză. I se lua curentul. I se lua curentul sub motivația ideii că facem economie, tovarăși, ca să nu cheltuim combustibil cu care procem curent. Trecem peste faptul că dacă lăsai un strung jumătate de oră mergând în gol, făcea cât jumătate de cartier plin de blocuri. Asta e altceva, consumul pe o noapte. Asta e altceva. Noi suntem tipici și avem genul ăsta tipic de a aborda problemele și de a găsi genul de soluții. Niciun caz n-au vreo chestie care să țină cont de respectul uman și de prețuirea individului. Nu, totul e ipocrizie mascată de un act nemernic, ticăloș și mai ales laș. Așa cum e și de bine totdeauna statului român. Batjocoritor cu proprii cetățeni și umil față de toți străinii. Că asta este deprinderea noastră centenară. Ei, și atunci când în armată, ți-o minte, eram între 6-8, se lua lumina și înainte de a fi în armată, și la ora 8 când apărea telejurnalul, cu asta apărea telejurnalul, apărea cu Nicolae Ceaușescu. An mai târziu am citit despre programarea neurolingvistică. Pe atunci intuiam chestia asta. Ei bine, pentru tot românul, indiferent de suflare, în momentul în care de la lumină, treceai de la întuneric la lumină, între 6 și 8, vreau să vă spun, în mod normal, pentru un om cu un comportament diurn, creierul are maximul randamentului. Ei, vă dați seama că cei care adormeau ba se relaxau și atunci erau trecuți brusc într-o stare de vigoare, de veghe, da? Sau ceilalți care, de regulă, mai citeau la lumina opaiețului, mai învățau ca noi, eventual ascultau Europa Liberă, treceau brusc tot la starea de lumină, avându-l în cap și intrând ca o engramă Nicolae Ceaușescu. Era un act de manipulare. Cred că acum sfătuitorii lui Ionuț Puchianu sunt de aceeași talie. Sunt niște vechi imbecili, viermi din vechiul sistem, pentru că oricum viermii vechiului sistem au condus orașul ăsta și l-au îngropat cu glorie, să fie primit. Orașul ăsta n-a avut decât o singură culoare politică, indiferent de partid, a avut culoarea ruinei. Pentru că neghiobii servili și neisprăviți au fost la cârmă orașului ăsta de l-au adus în halul în care l-au adus. Și atunci Dumnezeu și-a retras harul navigației, și-a retras harul pilotajului, a scos peștii din apă, a îmbrăit oamenii, a aruncat tinerii afară, pentru că astea sunt roadele celor care nu au fost conducători timp de 30 de ani. Și printre altele, cred, uitați-vă că aici lumile sunt aprinse, bănuiesc că corifeii ăștia, mari manipulări populare, de care ei cred că se bucură și știu, vor administra în preajmă de sărbători aprinderea luminilor la intrarea în oraș. Tocmai ca toată lumea la un moment dat să spună, da, ăsta este un primar de care avem nevoie. Iar pentru ei, asta va fi o butaforie de care la un moment dat nu se va ține cont. Asta e. Asta e viața. M-a claxonat un cretin, este în fața mea, un veșnic cretin, pentru că avem parte de așa ceva, sunt necesari, altfel orașul cum ar fi decât un focar de prosperitate și ferească Dumnezeu, poate chiar un centru turistic. Se poate însă și fără. Trăim în sărăcie, trăim în abandon și cei mai inteligenți și deștepți și favorizați de soartă pot avea șansa de a pleca de aici. Pentru că în ultima instanță cred că ăsta e singurul lucru recomandabil.